În semnul heraldic a fost acordat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu din 10 septembrie prin ordinul vicepreministrului, ministrului afacerilor interne. Acesta va fi aplicat în antetele documentelor oficiale, corespondența instituției și va fi prezent în acțiunile de control, precum și în alte acte. Ca urmare a demersurilor făcute de specialiștii inspectoratului, începând din data de 10 septembrie 2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu are în semn heraldic propriu. Acesta a fost aprobat prin ordinul vicepriministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea și completarea ordinului ministerului numărul 490 din 2008, privind însemnele heraldice ale structurilor ministerului. Elementele însemnului heraldic sunt semnificative pentru arma pompierilor. Astfel, casca și topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate al secolului al XIX-lea. Grenada explodând amintește de participarea pompierilor militari la războiul pentru cucerirea independenței de stat a României. Ramurile de stejar reprezintă forța, puterea, autoritatea. Turta portocalie cu triunghiul albastru alezat este simbolul protecției civile. Copacii smulși, semiluna și secura sunt elemente preluate de la stema județului Giurgiu.